Sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossoms. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că acum 2-3 ani de zile aveam ceva probleme cu tenul, destul de grave mai exact, și o acne destul de severă în toată zona asta, foarte, foarte dureroasă, foarte inflamată. Ideea e că nu era deloc plăcut și de atunci starea mea s-a îmbunătățit considerabil și cred că ați observat chestiile astea și în vlogurile săptămânale. Încă nu sunt în punctul ăla în care mi-aș dori acum să fiu. Nu este perfect tenul meu, dar sunt pe drumul cel bun și sunt întotdeauna conștientă de lucrul ăsta, adică știu de unde am plecat, știu unde sunt acum și nu las chestia asta să mă demotiveze, dar vorbim despre asta altă dată mai pe larg, așa. Subiectul de azi este pur și simplu cum a evoluat tenul meu. Dacă o să dați click pe linkul de aici, veți vedea primul videoclip cu evoluția tenului meu, veți vedea cum era tenul meu la vremea respectivă, ca să aveți și un termen de comparație. Nu este drăguț, vă avertizez, dar na, asta e situația. Încă nu știu exact cauzele interne care au dus la asta. Urmează să fac și niște analize hormonale și o să revin cu un update atunci. Dar până una alta voiam să vă arăt cum arată în momentul de față tenul meu fără pic de machiaj. Evident, nu aici, ci o să urmeze niște cadre cu mine fără pic de machiaj. Iată-le. Și după cum vedeți, încă mai sunt oarecare probleme în zona bărbiei, în special. Acolo cicatricile trec mai greu pentru că le-am de mulți, mulți ani de zile, eu luptându-mă cu acnea de la vreo 12-13 ani, cam așa, și pentru că niciodată nu a fost vindecată complet și au fost coșuri peste coșuri peste coșuri nevindecate, cicatricile au fost foarte, foarte adânc înrădăcinate acolo și pielea se vindecă mult mai greu, dar sunt pe drumul cel bun. Pe frunte nu prea mai am probleme aproape deloc, mai mi-ies ocazional din diverse cauze, în special din cauza dietei și din cauza stresului. Și aș vrea să vorbim mai mult pe tema asta, deoarece dieta și stresul, pe tenul meu cel puțin, își fac simțită prezența tot timpul. Și dacă și voi vă regăsiți în zona asta cu probleme cu tenul, nu neapărat acne, dar poate altceva, poate iritații, poate niște bubițe mai mici sau ceva de genul ăsta, vă invit și vă recomand să analizați foarte bine ce mâncați, cum mâncați, cât de mult dormiți și cât de stresate sunteți, pentru că factorii ăștia pot avea un efect foarte mare asupra pielii noastre. De exemplu, eu știu întotdeauna că dacă mănânc KFC, McDonald's și orice ține de junk food sau orice mâncare mai grasă sau procesată, bum, se vede și pe față. Cel puțin cu McDonald's, în câteva ore după ce am mâncat, o să apară un monstru imens care o să mă țin o săptămână. Cumva mi-asum chestia asta, că toată e pofta prea mare și cred că înțelegeți, dar încerc să mănânc cât mai rar și anume la câteva luni, doar dacă nu, chiar nu mai pot sau pur și simplu sunt moarte de foame și n-am altă variantă. Alt lucru legat de dietă, știu că mulți medici recomandă să evitați lactatele. Asta mie mi se pare că este în funcție de organism și trebuie să o testați pe pielea voastră. Eu am renunțat la tot ce ținea de lactate o bună vreme și n-am văzut absolut niciun efect pe tenul meu. N-am mai băut lapte, n-am mai mâncat iaurt, n-am mai mâncat brânză, absolut nimic ce ținea de lactate și efectele nu s-au văzut. Așa că am ajuns la concluzia că cel puțin pe tenul meu nu-și fac simțită prezența, dar merită să încercați o perioadă să vedeți dacă aveți efecte, pentru că dacă veți avea efecte pozitive și veți scăpa de acne doar cu chestia asta, o să fie bine și nu o să regretați faptul că ați făcut asta, iar dacă nu vedeți efecte, pur și simplu a stat o perioadă fără lactate, nu cred că e un capăt de lume și sigur vă va ajuta să vă înțelegeți mai bine pielea. Cum legat de somn și de stres, cred că este destul de clar ce se întâmplă dacă dormim puțin și dacă ne stresăm mult. Dacă dormitul în mare parte îl putem controla și ne putem face, să zicem, o rutină destul de ok, să ne culcăm la anumită oră, să ne trezim la anumită oră, să dormim minim 7 ore pe noapte, cum fac eu cel puțin în momentul de față, se va vedea și pe pielea noastră, dar stresul, evident, nu-l putem controla, putem doar să încercăm să ne concentrăm pe lucrurile mai plăcute și care ne fac fericiți, astfel încât să balansăm părțile rele din viața noastră cu părțile bune. Pe lângă aceste tips and tricks pe care vi le-am dat acum și pe lângă evoluția tenului meu, aș vrea să vă prezint și o nouă gamă pentru tenul acneic. Și înainte să mă certați, Ștefana face un clip sponsorizat. Da, este un clip sponsorizat de Gerovital, dar mi s-a părut că se potrivește la fix în tot proiectul ăsta al meu cu acnea. Și dacă pot să vă ofer vouă cele mai noi produse pe piață, de ce să nu o fac? Așa că, iată, am făcut echipă cu Gerovital și astăzi vă prezint cele mai noi produse ale lor din gama Stop Acne. Iar la final vom avea și un mic concurs, așa că stați aproape. Gama conține 6 produse pe care le voi prezenta eu pe scurt, așa, în minutele ce urmează, dar și un kit
care conține cei 3 pași esențiali pentru tratarea acnei. Și anume, curățare, un gel spumant purifiant, o cremă gel sebum control, și anume o cremă care să țină sebumul sub control, cum îi spune și numele, pentru că sebumul de cele mai multe ori cauzează acnea, și o cremă ultraactivă, adică o cremă concentrată care să atace fix zonele alea cu probleme. Prețurile produselor se învârt undeva între 12 și 20 de lei, deci sunt prețuri foarte, foarte accesibile și știu că multe dintre voi care mă urmăriți poate n-aveți bugete imense pentru produsele de îngrijire, dar aveți nevoie totuși de ceva calitativ, ceva accesibil, așa că asta mi se pare gama ideală pentru voi. Orice rutină bună de skincare începe cu un produs de curățare, iar cel pe care Gerovital ne recomandă este gelul spumant purifiant, care reduce cu până la 90% activitatea bacteriană, ceea ce înseamnă că dacă există bacterii la nivelul pielii care îți pot înrăutăți acnea, acest gel spumant pur și simplu le va înlătura și astfel pielea ta va fi mai pregătită să se lupte cu acnea pe care o are și să nu dezvolte și alte inflamații. După curățare urmează o cremă de față, iar aceasta vă va ajuta la reglarea secreției de sebum. Și tot la pasul 2 se poate folosi și o cremă anti-imperfecțiune. Aceasta este crema ultraactivă, după cum am spus și mai devreme, și este cea care efectiv targetează, să spunem așa, zonele cu probleme și încearcă să le trateze. Ingredientul său activ este acidul salicilic, care și pe mine funcționează. Eu folosesc momentan o altă cremă cu acid salicilic, dar am observat că orice cremă cu acid salicilic, dacă este aplicată local, pe zona respectivă și lăsată să acționeze, își face treaba cum trebuie. Pasul 3 recomandat de ei este o cremă matifiantă și aceasta este un CC cream, adică este o cremă care și corectează culoarea. Iar dacă voi mă urmăriți de mai mult de un an de zile, chiar un an jumate, aș spune, știți că eu sunt fana CC cream-ului vechi al lor de la Gerovital. Au avut un alt CC cream, bine, încă au, de fapt, un CC cream în altă variantă, pe care eu l-am folosit cu mult, mult drag și chiar am făcut un video pe tema asta în care îl comparăm și cu alte CC cream-uri și BB cream-uri pe care le-am încercat, dar a ieșit câștigător. Și deși încă nu l-am încercat pe acesta, sunt sigură că se va ridica la rangul lui. Alte două produse care sunt alternative, să spunem așa, și nu se folosesc zilnic, sunt masca film purificatoare, care este o mască peel-off cu extract de ceai verde care va înlătura toate impuritățile și practic va curăța tenul în profunzime, iar celălalt produs sunt benzile de curățare pentru puncte negre, pe care abia aștept să le folosesc diseară, apropo, și sunt niște benzi care practic au rolul de a extrage tot ce se află în pori și a înlătura punctele negre. Practic, aceasta este schema de tratament recomandată de ei în 3 pași, după cum spuneam și cu acele produse alternative, deci practic voi vă faceți propria schemă, iar kitul de tratament este cu cei 3 pași de bază, adică curățare, crema de zi și crema activă. Și pentru că spuneam că la final am o surpriză pentru voi, aș vrea să dau acest kit de tratament cadou unei norocoase din comentarii. Tot ce trebuie să faceți este pur și simplu să comentați la acest video cu absolut orice doriți voi, iar după fix o săptămână de la postarea acestui videoclip, eu voi centraliza toate înscrierile, voi face extragerea pe Insta Stories, iar apoi o să anunț pe Facebook și pe Instagram cine a câștigat. Așa că mult succes, iar următorul videoclip din seria Acnei aș vrea să fie despre încrederea de sine și despre cum să nu ne fie rușine să ieșim din casă chiar și fără fond de ten, pentru că eu fac asta destul de des, așa că dacă aveți întrebări legate de tema asta, aștept în comentarii și întrebările voastre sau unde vă e mai ușor, pe Instagram, pe Facebook, unde vreți voi să-mi lăsați comentarii, le aștept cu drag, pentru că următorul videoclip va fi filmat curând, așa că vreau să am la ce răspunde și până una alta vă pup, mulțumesc mult de tot că ați vizionat acest clip, nu uitați să dați thumbs up dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa!